Dornică să vadă cum ești pe banca de rezerve, nu numai pe bancheta din spate, Ana Maria Prodan a reușit să-l convingă în sfârșit pe Reghe că Steaua are nevoie de o mână de femeie. Deci nici nu o să simți că sunt aici. O să fiu așa cum minți că... ca un șoricel. Ca un șoricel surdomut. Nu o să simți că sunt aici. Cum minți că o să fiu. Păi băga-mi aș... Arbitre, nu vezi să-i faul, că ești torb! Păi mi-l omoară! Cum minți că tăticuțul. Respect foarte mult, dar vă rog frumos, potoriți-vă soția, că dacă nu, chiar va trebui să o dau afară din teren. Vă rog eu frumos, potoriți-o. Ana Maria, mumicuțule, a zis arbitru că dacă nu te potolește, dă afară. Cumițică, tăticuțule, gata. Deci nu o să mai auzi nimic din gura mea, nici un sunet, o să fiu cumițică. Buzele mele sunt pecetluite! Amicuțule, gata! Gata, Ana. Ai văzut, tăticuțule? Ți-am zis că nu mai scot niciun sunet! N-am mai scos niciun sunet! Ana! 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 Ana!